Salut prieteni, bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În acest tutorial video de astăzi am să prezint un nou tutorial despre sistemul de operare Android și mai exact pe telefonul Samsung Galaxy S2. Astăzi vom vorbi despre aplicația Outlook.com, care a fost lansată de curând de cei de la Microsoft pentru a înlocui aplicația Hotmail sau clientul de mail Hotmail. Eu astăzi am să vă arăt cum instalăm această aplicație din Google Play și cum ne creăm un cont nou, da? După cum vedeți, ne aflăm deja în Google Play și am scris în meniul de search Outlook.com, da? Vom trece la instalare, numai puțin să activez wireless-ul. Așteptăm numai să se conecteze la wireless. Din câte am citit până în momentul de față, în versiunile viitoare de Outlook va fi disponibilă și funcția să conectăm mai multe mail-uri, mai multe mail-uri Outlook.com de pe aceeași aplicație. Momentan nu merge decât un singur email. Dăm acceptat și descărcat și așteptăm să se descarce, să se instaleze aplicația. Puteți bifa dacă doriți să permiteți actualizarea automată. Eu v-am mai spus și în tutorialele trecute că nu bifez această funcție pentru că nu sunt conectat la wireless tot timpul. Ok. Vedeți, iconița a fost creată și un shortcut. Haideți să o deschidem, da? Dăm Next. După cum vedeți, nu avem un cont. Haideți să Ok, asta cu telefonul rămâne așa deocamdată. Acum am să vă arăt cum să vă faceți și un cont nou, da? Vom intra pe Outlook.com, vom fi direcționat direct către website-ul life.com și dăm Sign Up Now. Ok, aici vă treceți numele, data de naștere, luna, ziua și anul. Selectați ce sunteți, bărbat sau femeie, și acum ce cont vă doriți. Și eu voi trece tutoriale video around outlook.com. Trec acum și parola. Da. Haideți să mă gândesc la o altă parolă. Treceți și numărul de telefon. Eu nu o să trec, numai adresa de mail în cazul în care pierdem parola. România. Treceți zip codul. Ok, o trebuie să întrerup puțin tutorialul. Cum scriem codul din imagine? Voi o să aveți un alt cod. Da. Trebuie introdus și numărul de telefon. Să-l introduceți fără 0 în față pentru că prefixul este pus sus. Mai scriem o
odată codul din imagine. Ok, vom intra pe contul de Gmail, că trebuie să ne, confirmăm înregistrarea. Încă nu ne-a venit mailul cu confirmarea, să văd în spam, nu. O să, oricum, vă puneți mailul principal și o să vedeți că vă vine un email de confirmare, da? Acesta este primul mail. Ok, și acum să revenim la telefonul nostru, da? Haideți să-l fac mare. Și dăm Next. Da, și introducem username. Tutoriale video around outlook.com, da? Produs și parola. Voi vă puneți ce parolă doriți. Așteptăm acum să se da. Ok. Asta rămâne ce nume doriți să vă puneți la cont. Rămâne tutoriale video. Câte ultimele 7 zile vedeți aici, how much emails do you want to see on your device? Câte mail-uri doriți să vedeți în urmă? Puteți bifa 7 zile, 30 de zile sau o zi. Eu las pe 30 de zile. Aici lăsați pe 25 de kilo, adică primii 25 de kilo bits dintr-un mail vor fi descărcați pe telefon ca să nu se facă trafic mare în cazul în care mailul este de dimensiuni mai mari. Să se sincronizeze, puteți bifa aici când deschide mailul sau manual sau din 15 în 15 minute. Asta eu las așa. Sync calendar, sync contacts, las așa, next. Ok. Haideți să trimitem și un mail, să vedem cum ne apare, da? Și îmi scrie către tutoriale video@outlook.com. Salutare. Test. După cum vedeți, mailul a și venit, da? Are o interfață destul de drăguță. Puteți să mai adăugați încă un cont. Deja este disponibilă funcția, cum am zis la început, că încă nu este disponibilă. Aici vedeți toate mail-urile și aici numai conturile pe care doriți. Ok, atât despre noua aplicație Outlook.com. Ne auzim în tutorialele viitoare. Dacă aveți întrebări sau legate despre această aplicație, vă rog frumos să ne scrieți la secțiunea comentarii. La revedere și ne auzim în tutorialele viitoare.